al doilea webinar pe care îl organizăm cu founderii de startup-uri pe care îi listăm pe Seedblink. Sunt Andrei Ludoiu, sunt co-founder și CEO la Seedblink și vă spun bună seara. Avem o seară interesantă în care vă propunem să petrecem o oră alături de trei fondatori extrem de interesanți pe care, cum i-am promovat la un moment dat pe pagina mea de LinkedIn, îi leagă cel puțin trei trăsături comune. Desigur, au mult, mult mai multe trăsături diferite unii de alții. Dar îndârjirea, povestea foarte interesantă și inovația sunt cu siguranță trei caracteristici care îi unesc. Tocmai de asta îi aducem în fața dumneavoastră, pentru că știm că investitorii, în afară de cifre, tabele, planuri și alte Excel-uri, își doresc să vadă și să simtă fondatorii, care de fapt sunt motorul unei afaceri, cu atât mai mult la început de drum. Așadar, în seara asta, trei fondatori, de data asta nu avem diversitate de sexe, deși o avem pe soția lui Mădălin în background și ne poate ajuta și la acest capitol. Avem trei domni fondatori de startup-uri și cred că așa business-uri diferite era greu să le nimerim. Să nimerim așa diferențe mari. O să cunoașteți fondator de aplicație pentru apicultori, fondator de platformă pentru publicitate pe social media și platformă de oncologie. Singurul fondator de astăzi care e în afara Bucureștiului e Madalin, care se află la Timișoara, restul suntem cu toții în București sau în zona roșie de lângă București. Și acum, cred că acestea fiind spuse, putem trece la prezentarea lor. Nu știu dacă ați apucat fiecare să vă notați ce companie reprezentați în acronimul din fereastra voastră de Zoom. Cred că da, deși nu se vede că e lungă denumirea. O să începem în ordinea propusă a listărilor pe care o avem la Seedblink. Vi-l prezint pe Mădălin Margan, care e din Timișoara și reprezintă OncoChain. După aceea vom trece la Bogdan Iordache, care reprezintă aplicația și platforma pentru apicultori, Apiary. Și nu în cele din urmă, Florin Grozea, poate cel mai cunoscut dintre noi, având în vedere antecedentele lui în lumea showbiz-ului și care reprezintă Mockup, aplicația, platforma pentru publicitate pe social media. Și pentru că am avut deja experiența cu primul webinar, am restructurat puțin modul în care interacționăm cu ei, o să-i luăm în ordine. Și începem cu Mădălin. Inclusiv noutatea zilei și a webinarului de astăzi este chiar o sesiune de pitching pe care o vor expune fiecare dintre ei. Așadar, Mădălin, hai să începem cu o întrebare mai human. Cum a început povestea voastră la OncoChain? Bună ziua! Mulțumesc de interes tuturor! Și eu și soția mea suntem medici, dar în același timp suntem cercetători clinici. Ne-am făcut doctoratul pe cercetare clinică și am avut o mare problemă în a colecta date de calitate din spitale. Și practic a fost o frustrare personală, dar în același timp am realizat că este o mare problemă a sistemului și practic nu avem calitate în cercetare și în același timp suferă pacienții foarte mult din cauza datelor disipite. În plus, după timp, am dat seama că este și o mare oportunitate antreprenorială să colectezi corect date de cercetare. Pentru că există interes din partea companiilor farmaceutice și din partea instituțiilor de cercetare. Și la început am vrut să vedem cum putem schimba situația și am citit din ce în ce mai mult. Și a fost un val pe care nu l-am mai putut opri. Am înființat compania, am încercat să căutăm cele mai bune soluții pentru a rezolva problema asta. Rămânând alături de soție, înțeleg, și în cadrul companiei.
Da. Și am început să găsim cele mai bune soluții pentru a rezolva aceste probleme. Și am fixat OncoChain și practic am primit atât de mult feedback pozitiv la început că nu ne-am mai putut opri în a crea. Câți ani au trecut de la acest început? Un an jumate. În februarie anul trecut am avut practic primul pitch la o competiție de startup-uri, Startup-uri of the Year, susținută de Total, la care am luat locul 2 din 300 de participanți și atunci am dat seama, este ceva aici, trebuie să continuăm și stilul nostru caracteristic am făcut o chestie serioasă. Adică, la început, nu ne-am dat seama poate anumite aspecte, dar intrând, cunoscând, făcând customer interviews, făcând drumeții în toată țara, în toate clinicile oncologie, ne-am dat seama de oportunitatea antreprenorială care există. Bine, păi, cred că deja ai făcut o mică punte de trecere către pitch deck, că ai spus că primul pitch deck a fost foarte apreciat acum un an jumate, de-abia așteptăm să vedem pe cel actual. Da, mulțumesc. Atunci pitch deck-ul nu era atât de bun, a fost mai mult apreciată ideea, zice. Preferi să faci cu varianta cu slide-uri, da? Da. Și am, ca să știe și audiența, fiecare dintre paneliști are la dispoziție maxim 5 minute pentru acest pitch deck. Se observă? Da. Bună ziua, eu sunt Mădălin Margan, CEO OncoChain. OncoChain este compania care aduce datele la viață în oncologie pentru că avem nevoie de date de calitate pentru a lupta cu această boală. Din păcate, unul din patru decese este provocat de cancer și se estimează că 75% dintre pacienți nu primesc o medicație eficientă pentru patologia de care suferă. Pentru că avem o mare probleme cu datele în oncologie. 93% dintre date nu sunt utilizate în niciun fel, sunt fragmentate în diferite baze de date ale spitalelor și majoritatea colecției pentru cercetare vine din sau de la 3% din cazuri și anume pacienții înrolați în triarul clinic. Pentru că avem o mare problemă a datelor și a managementului acestora, care face colectarea și analiza dificilă și consumatoare de timp și acolo sunt eu într-o arhivă dintr-un spital din România, încercând să colectez date clinice și după cum vedeți sunt cutii de pizza în care sunt date fișierele pacienților. Soluția noastră este platforma OncoChain, care colectează, standardizează încă de la început și face analiză de date. Pentru o colecție colaborativă de real-world data, mai precis de date clinice din practica clinică curentă. Și propunem două aplicații, dosarul electronic al pacientului, EHR Electronical Health Record, care deja este într-un private beta în 7 clinici. Este o aplicație web-based, oferă interoperabilitate pentru provideri, aduce avantaje cum ar fi Cloud Tumor Board și este, bineînțeles, GDPR compliant. Ideea este să creștem calitatea îngrijirilor medicale și să aducem plus valoare muncii medicilor oncologi din clinicile și spitalele oncologiei din România și ulterior din alte țări. Actualmente dezvoltăm varianta 2 a softului, după cum se observă în aceste capturi. Introducem un timeline cronologic specific pentru fiecare pacient pentru fiecare episod din diagnosticul și tratamentul acestuia, patologie, imagistică, chirurgie, terapie sistemică, etc. A doua aplicație este un tool de analitice pentru companiile farmaceutice și companiile triarului clinice cu interes în zona oncologiei, care oferă insight-uri real-world data rapide și precise, ce pot duce la noi indicații terapeutice, design corect de protocoale de triarului clinice și datorită cercetării multicentru se pot efectua studii de farmacovigilență. Propunem un nou concept și anume studiile real-world data să fie direct implementate în platformă și medicii sau institutele de cercetare sau companiile farmaceutice să propună aceste studii prin intermediul OncoChain. Și la tool de analytics la care au acces companiile farmaceutice pot face o analiză complexă pe bază de date agregată, anonimizată. Business modelul, avem două modalități de revenue, subscription model pentru electronic health record destinat providerilor de servicii medicale prin spitale, și software as a service analytics tool pentru companiile farmaceutice și companiile triarului clinice,
pentru a avea acces la această bază de date cu cazuri colectate corect longitudinal. Marketul în care activăm este cel de analiză de analitice healthcare. Este imens, 12 miliarde de euro și mai important că atât are o creștere anuală prognozată de 28,3% și va ajunge la 54 de miliarde în 2025. Competiția este majoritar cantonată în Statele Unite, unde sunt player mari care au luat runde semnificative de investiție. Avem și o achiziție din partea Roche pentru Fertile de 2 miliarde. Tempus este un unicorn cu o valoare de 5 miliarde apreciată. Linkdoc în China, Cota, Syeps și sweet spot-ul nostru este în europeană și ne focusăm pe toți cei trei stakeholderi importanți, companiile life science, provider de servicii și pacient. Avantajele ar fi această integrare a real-world data studies direct în platformă, folosim ultimele tehnologii, avem focus pe nevoile pacientului, dar și avantajul de first mover în Europa de Est și în țările far merging. Tracțiune, până acum avem un live private beta al EHR-ului în 7 clinici, un pilot în genomică cu cel mai important player din pharma și în legătură cu încă 3 companii pharma care au efectuat co-creation workshops pentru a începe un pilot în următoarele luni în cancer pulmonar. De asemenea, avem 18 user în platformă, am obținut foarte multe premii și apreciere anul trecut. Echipa este formată din mine, soția mea, care este și ea medic, cum am mai spus, și Radu Gioroceanu, CEO-ul nostru, are 10 ani de experiență în Germania în software development. De asemenea, avem o echipă de experți, Liviu Munteanu la Founders Bridge pe partea de business, Andrei Mărginean este un medic chirurg la Spitalul Militar în Timișoara și este foarte mult cunoscător a protocolului specifice de cancer, și Andrei Licu ne ajută pe partea de tehnologii. De asemenea, avem mentor din industria farmaceutică. Până acum am investit 30.000 din fonduri proprii, 22.000 granturi corporate non-refundable, fonduri europene și investiția Angel. Suntem pregătiți pentru o rundă seed pentru a investi și mai mult în software development, business development, legal și alte costuri. Până acum, founderii și echipa nu am dat foarte mult equity, suntem la 92%. Avem un roadmap ambițios pentru software development următorul an, să ne atingem targeturile de 25 clinici partenere, mai mult de 25.000 de dosare medicale în platformă și 6 companii farmaceutice ca și clienți în 2021. Nu putem salva, din păcate, toți pacienții care mor de cancer, dar putem salva datele și acest lucru înseamnă mai multă cercetare și mai multe șanse de supraviețuire în viitor. Vă mulțumesc! Ok, super, Madalin, mulțumim frumos! Deja au început să apară întrebări, dar pentru a reuși să menținem timingul pe care l-am propus inițial pentru toată economia webinarului, o să le preluăm în a doua parte. Dar deja, așa cum v-am invitat, puteți să le adresați în modul de Q&A. Și dacă vreți să le adresați mai târziu, rețineți-le și le postați mai târziu, pe noi ne ajută ambele variante. Acum propunem să trecem la Bogdan cu sesiunea dedicată lui și și o să încep cu aceeași întrebare, cum a început povestea Appiary și când a început. Da, bună seara tuturor. E interesant dacă stau să mă uit în urmă cum am început în 2013, mi se pare că am trecut de atunci până acum printr-o aventură formidabilă. Ce s-a întâmplat în 2013? Eu am background de software developer, da, în 2013 am hotărât să-mi cumpăr o stupină, da, cu ajutorul unui apicultor care avea experiență de 40 de ani în domeniu. Mi-am luat o stupină și în primăvara anului 2014 mi-am început activitățile apicole. Nu știam în ce mă bag, vroiam într-un fel sau altul doar să mă relaxez în natură muncind cu mâinile, nu numai cu mintea. Și în 2014 am avut foarte mult de învățat. Nu știam foarte multe, a trebuit să depun foarte mare eforturi, dar aceste eforturi mi-au fost răspătite pentru că, într-un fel sau altul, comunitatea în care am intrat a fost o comunitate formidabilă și trebuie să spun că în continuare am în spate, deși nu se vede, o comunitate foarte puternică de apicultori, de data aceasta, în felul întregii lumii.
În 2015, pentru că aveam o problemă, eu sunt o persoană tehnică, da? Sunt obișnuit să îmi scriu toate activitățile pe care le fac, astfel încât să pot să urmăresc și de aici încolo să pot să iau decizii ulterior. În 2015 am lansat o aplicație care, pe Android, care permitea apicultorilor să înregistreze activitățile pe care le făceau în stupină, chiar atunci când lucrau, în timpul lucrului. Acest proiect l-am început ca un proiect personal și a crescut cu ajutorul comunității, comunitatea care a venit spre mine, a îmbrățișat acest proiect și m-a ajutat foarte mult. În 2017 deja aplicația crescuse foarte mult, incorporasem foarte multe, foarte mult feedback de la apicultorii din întreaga lume. Atunci am hotărât în toamnă că e momentul să trec la următorul nivel. În 2018 deja hotărâsem că roadmap-ul meu trebuie să fie mult mai ambițios și pot să fac mult mai multe în această direcție, pentru că discutând cu apicultorii mi-am dat seama care sunt nevoile lor concrete și mi-am dat seama cum pot eu, ce soluții pot să le ofer astfel încât să-i ajut. În 2018, practic, am incorporat aplicația, am incorporat compania pentru prima dată, am început să caut finanțări, pentru că fără bani lucrurile nu pot fi accelerate pe cât de mult dorește un founder. Am avut succes încă de la început, am atras fonduri pre-seed de la doi investitori din România și din Anglia. Practic, în ultimii doi ani, lucrurile au crescut și ne-am diversificat portofoliul de produse și de soluții pe care le oferim apicultorilor. Și Bogdan, ca să nu primim înțepături de la colegii de panel, că am depășit cele două minute, poți să treci la pitch? La pitch, sigur. Actual, să dau un share imediat, actual noi oferim o platformă completă pentru apicultori. O să încep foarte pe scurt, o să vă povestesc despre importanța albinelor. Sunt sigur că toate persoanele care participă la acest eveniment știu că albinele sunt esențiale pentru lumea în care trăim, pentru că ele prestează un serviciu de o valoare foarte mare. Am adăugat aici și câteva cifre. Practic, ele, prin polenizare, ne ajută să avem hrană pe masă la un cost ieftin. Practic, albinele prestează acest serviciu gratis pentru noi. Chiar în clipa aceasta în care noi vorbim, ele muncesc pentru noi gratis și eu consider că nu apreciem destul de mult serviciul pe care ele le fac, mai ales în perspectiva ultimilor ani în care au apărut foarte multe probleme care afectează sănătatea albinelor. Din punctul meu de vedere, este timpul ca noi, omenirea, să începem să identificăm care sunt problemele și să încercăm să minimizăm pierderea în polinizatorilor, pentru că până în 2050 vom fi aproape 10 miliarde de oameni, va fi o presiune foarte mare pe securitatea alimentară. Practic, albinele joacă un rol foarte important în acest lanț. Convingerea noastră, și ajung imediat aici la apicultori, este că apicultorii, da, sunt cei care sunt în prima linie de apărare în această misiune. Noi vrem să îi ajutăm și de aceea le oferim instrumente adecvate. Considerăm că aceste probleme trebuie să rezolvate acum și părțile care trebuie să implicate sunt multiple. Practic, misiunea noastră este să ajutăm apicultorii să ia decizii informate mai bune, cu scopul de a reduce pierderea de familie și de a crește productivitatea. Aceștia sunt, să spunem așa, clienții
pe care îi adresăm. Sunt aproximativ 10 milioane de apicultori în întreaga lume. Ei au grijă de un număr impresionant de stup, 91 de milioane. Lor ne adresăm cu o soluție completă de management al activităților într-o stupină, de monitorizare a stupilor. Vrem să analizăm toate datele familiilor de albine și a factorilor de mediu, astfel încât să reușim, pe baza unui knowledge base, a unor bune practici, să facem, să contribuim la minimizarea pierderilor familiilor de albine și la creșterea productivității. Bineînțeles, pentru, așa cum am spus de la început, pentru că ne adresăm unei comunități foarte vii, le oferim diverse tool-uri de informare, raportare, tool-uri și pentru suport. Ne gândim la anul viitor chiar să lansăm un marketplace prin care persoane din întreaga lume să poată să comande miere direct de la producător. Avem deja date de trasabilitate, putem să asigurăm originea. Actual, Apiary Book are 22.000 de, are peste 22.000 de utilizatori activi lunar. Aplicația de Android a fost downloadată deja de 160.000 de apicultori. Pentru că apicultorii nu sunt foarte tax savvy sau language savvy, am tradus această aplicație, aceste aplicații, această platformă în 18 limbi diferite. Și pot să spun că începând de acum câteva luni am început să generăm și venituri, suntem încă la început, trebuie și încă mai trebuie să să experimentăm și să validăm ceea ce se poate face pe acest pe această pentru acest lucru. Așa cum am spus, aici puteți vedea reperele, practic anul acesta, care anul trecut am avut, am lansat inclusiv o aplicație prin care oferim posibilitatea furnizorilor de hardware de management, de monitorizare stupi să se interfațeze cu aplicația noastră. Am derulat chiar mai multe proiecte pilot prin care am analizat date, informații direct din stup. Practic, noi luăm toate aceste date culese de apicultori în urma observațiilor și în urma automatizărilor și încercăm printr-un sistem de decizie să le oferim sfaturi cât mai bune. Începând de anul acesta, ne-am mărit puțin și targetul, practic acum adresăm și asociațiile de apicultori prin Apiary Inform, este un tool prin care asociațiile de apicultori pot informa apicultorii despre diversele probleme care pot apare și care pot afecta sănătatea albinilor. Și vrem să mergem mai departe, să lansăm aplicația pentru iPhone. Apiary Report este o aplicație care se adresează inclusiv autorităților locale și agricultorilor. Este important ca apicultorii să fie informați în momentul în care culturile sunt ebicizate, astfel încât să se minimizeze pierderile. Vrem să lansăm, foarte important, și o academie și un marketplace. Rolul academiei este de a promova valorile apicole către apicultorii mai tineri. Practic, vrem să folosim această platformă astfel încât să impunem un set de bune practici necesare astfel încât lucrurile să fie bine la nivelul unei stupine. Apicultura modernă înseamnă faptul că datele trebuie puse toate la comun, analizate și după aceea trebuie extrase informații la nivelul unei regiuni sau chiar unei țări. Competiția noastră este atât pe partea de gestiune de stupine, cât și a monitorizare stupi. Practic, cei mai mari competitori ai noștri sunt Hivetrack și Hivekeepers. Din punctul nostru de vedere, oferim tot ceea ce oferă ceilalți competitori.
plus analiză de date, platformă de colaborare, etc., etc. Noi punem un focus foarte mult și pe tool-urile de colaborare în interiorul comunității, lucruri care, pe care noi ne ajută și ajută implicit pe, pe fiecare dintre. Echipa noastră este alcătuită din mine, Bogdan Iordache. În 2019, la început, s-a alăturat echipei Ionuț Săranu, care este business angel, are afaceri în domeniul agricol și în software, bineînțeles. El se ocupă foarte atent de bunul mers al tuturor lucrurilor. Pe partea de hardware ne ajută Aurel, care este foarte bun și pe device-uri IT. Precum am spus, Gapminder a fost încă de la început cu noi și dorește să continue cu noi. Practic, noi venim acum pe Seedblink. Avem nevoie de o anumită sumă pentru a accelera lucrurile și Gapminder este hotărât să facă follow-up aceste investiții. Ok, Bogdan, mulțumim. Mulțumesc și eu. Detaliem, că sigur o să fie întrebări și să nu tăiem din timpul de antenă al lui Florin, care, da, e cel mai cunoscut dintre noi, dar să-i dăm timp egal cu ceilalți care au vorbit. Așa că trecem la mock-up. Întrebarea asta, cum a început povestea mock-up? Salut, Florin! Salut! Lumea probabil mă știe din industria muzicală, unde am o experiență de mai mult de două decenii, iată. Și în 2013 am intrat mai mult în zona asta de social media, aveam un blog și mi-am dat seama că există o nișă, un loc neocupat în piață. Și anume această intersecție între artiști, creatori, actori, vedete și publicitate. Și am început să facem campanii cu diferiți artiști, cu diferite vedete și mock-up, așa cum îl vedeți acum, era la început un tabel, pur și simplu un tabel, un Excel, cu vedete și link-urile lor din social media. Asta se întâmpla undeva în 2013. În 2015 tabelul ăsta avea atât de multe nume și devenise atât de stufos încât am apelat la un prieten programator să transforme acel sheet, acel Google Sheet, într-o bază de date pe care putem noi să o căutăm. Deci, practic, totul a început de la nevoia noastră. Nevoia de a lucra cu creatori de conținut, artiști, vedete, pe de-o parte, și cu branduri, companii, pe partea cealaltă. În echipa mea eram profesioniști în comunicare, în marketing și începusem să lucrăm foarte mult cu influenceri. Apoi social media a crescut și mai mult și numărul și diversitatea influencerilor era din ce în ce mai mare, din ce în ce mai multe platforme, Facebook, YouTube, Instagram și așa mai departe, iar consumul nostru de timp era din ce în ce mai mare, creștea practic proporțional. Deci aveam nevoie de un tool ca să ne simplificăm munca de research. Și până la urmă asta a devenit. Dintr-un tabel, un Google Sheet, o bază de date, iar acum mock-up este o soluție automatizată care asta face. Simplifică și digitalizează procesele dintr-o campanie de marketing. Practic orice companie, orice firmă care face marketing și are și își dorește să fie în social media, în digital, are nevoie de o platformă de acest gen și există platforme pentru diferite nișe din digital. Mock-up este acea platformă care te ajută să digitalizezi și să automatizezi campaniile de marketing cu influencer. Ok. Am înțeles. În cazul tău, spre deosebire de colegii dinainte de panel, simt că și Seedblink ar putea folosi serviciile tale. Sperăm ca alu Mădălin să nu fim utilizatori niciodată, dar știm foarte bine ce plus valoare aduce pentru sistemul medical. Iar cu apiarii, da, suntem beneficiari indirecți ai muncii apicultorilor. Vrei să faci un pitch cu slide-uri sau vrei să continui speech-ul?
Am și niște slide-uri care să mă ajute și în felul ăsta să adauge poate un plus de informație la ce spun eu. Ia să găsim. Super că o să țin cronometru ca să ne încadrăm cu... Sigur, okay. Sigur. Ia să vedem dacă am reușit să fac. Iată-l. Îl vedeți? Da. Bun. Start. Ce facem noi la Mockup? Noi încercăm și deja am început să construim o platformă de influencer ads, le zicem noi. Adică o platformă care face ceea ce Google a făcut acum 20 de ani cu AdWords. Digitalizează această cerere și ofertă care se întâmplă în social media. Vă reamintesc că acum 20 de ani Google s-a gândit să automatizeze practic această cerere și ofertă din piața de digital market, da? Deci piața de publicitate online, și a pornit o industrie care se numește performance și care a ajuns la peste 60 de miliarde de dolari pe an. Ei bine, social media în ultimii ani trece printr-un proces care e similar cu ce s-a întâmplat atunci în digital marketing. Crește, așa cum vă spuneam, crește cererea de campanii de marketing în online, fie că ești brand, fie că ești IMM, e-commerce, agenție, din ce în ce mai multă lume folosește influenceri în campanii de marketing. De asemenea, a crescut și supply-ul, da? Furnizorii. Sunt din ce în ce mai multe platforme, din ce în ce mai mulți influenceri, din ce în ce mai multă ofertă de creatori de conținut care au comunitățile lor foarte importante. Ei bine, această piață, această cerere și ofertă are nevoie în acest moment de niște procese digitalizate și de niște platforme care să ajute la continuarea și extinderea acestor campanii în social media. Am mândria să adun o echipă de experți. Am făcut împreună cu colegii mei, fiecare în parte și împreună, peste 900 de campanii cu influencer în ultimii 7 ani. Avem platforma noastră proprie, iar acum de câteva luni deja am trecut prin platformă peste 300 de campanii. Chiar și în contextul pandemiei, campaniile din social media continuă să fie cerute și continuă să aducă rezultate foarte bune. De ce să alegem Mockup? De ce alege un client Mockup pentru serviciile acestea de marketing? Pentru că avem cea mai mare bază de date din România și Republica Moldova. O construim deja de 3 ani, muncim la ea. Avem peste 700 de influenceri și peste 210.000 de data points. Este practic o aplicație care se bazează pe data. Deja branduri și agenții folosesc aplicația noastră și din rezultatele de până acum am descoperit că le taie între 45% și 70% din efortul pe care îl fac, timpul pe care îl consumă și desigur din bugete. Practic problema pe care o atacă Mockup este că nu mai consum foarte mult timp în a căuta influencer, a-i contacta, a implementa o campanie și de asemenea tai foarte mult și din costuri. Aici este o problemă pe care Mockup cu transparență o abordează și anume costurile inflate sau costurile foarte mari pe care uneori, fără să știi piața, fără să ai acces la date, tu ca client poți să intri, să cazi în capcana asta. Deci ce este Mockup? Este o aplicație... Dorin, un minut, da? Maxim două. Sigur. Să știi. Sigur că da. Este o aplicație, așa arată, e aici un screenshot chiar din aplicația care există în momentul de față, care se adresează profesioniștilor din publicitate și marketing și, în general, oricărui business. Sunt mai multe lucruri pe care le face acest tool, de la descoperire până la research, estimare de bugete, contracte automate și așa mai departe. Avem foarte mulți influenceri, așa cum vă spuneam, din toate nișele, sunt peste 700 de influenceri, de la actori, vedete, blogger, vloggeri, modele pe Instagram și de pe TikTok, și așa mai departe.
avem niște parteneri cu care ne mândrim, mai povestim despre asta. Modelul de business este software as a service, practic este o aplicație la care se plătește abonament, iar apoi clienții la fiecare campanie plătesc și un comision care se adaugă la onorariile influencerilor. Acestea sunt câteva cifre și câteva lucruri despre planul nostru de business. Ăștia sunt câțiva dintre clienții pe care îi avem deja, care plătesc abonamente și care fac campanii. Noi deja avem revenue începând din luna iunie, chiar de înainte, dar cumva ne mândrim cu iunie, iulie, august. Deja avem niște o grămadă de campanii, zeci de campanii și deja bugete care trec prin platformă și iată aici niște cifre despre care cu cea mai mare plăcere putem vorbi dacă sunteți curioși. Piața este una enormă, crește chiar și în situație de pandemie, a ajuns undeva la 9 miliarde anul ăsta și se va dubla aproape în următorii 2 ani. Și piața românească e drăguță, sigur, la altă scară, dar și aici crește foarte, foarte mult, iar estimările sunt că va ajunge spre 28 de milioane în următorii 2 ani. Aici sunt câteva informații despre piața de influencer marketing platforms, adică câți bani trec prin platforme. Echipa noastră, de asemenea, câteva lucruri de la câțiva clienți de-ai noștri, Samsung, L'Oreal, The Practice, Publicis, câțiva dintre clienții noștri, branduri și agenții. Asta este o evaluare, ce vrem să facem cu banii, vă povestim. Cam despre asta e vorba la Mockup, o platformă, o aplicație care se află într-o piață foarte dinamică, aflată la început, dar care toată lumea spune, estimările sunt extraordinar de optimiste. Chiar și în contextul pandemiei, Mockup este o soluție pentru firmele care vor să-și digitalizeze procesele și până la urmă peste 200.000 de companii există în România, dintre care statisticile arată că mai mult de jumătate se folosesc de social media pentru a face marketing. Deci iată, numai în România sunt zeci de mii, poate chiar sute de mii de potențial clienți, iar intenția noastră este să ieșim și regional. Avem deja influenceri în Republica Moldova, Ungaria și în restul zonei de centru și este Europei. Deci suntem cumva cu ochii către o extindere internațională. Super, mulțumim, Florin. Acum sunt într-un impas, că avem diversitatea asta, cum anunțam la început, între business-uri și personalități foarte diferite ale fondatorilor invitați astăzi, dar cred că am simțit cu toții îndrăgirea și pasiunea pe care o au pentru business-ul lor. Și pentru că avem multe întrebări din public, unele deja care au primit răspuns în scris, mi se pare importante că s-ar putea nu toată lumea să le fi citit și întrebările și răspunsurile. Aș lăsa pentru ultima parte întrebările mele și m-aș concentra pe întrebările venite de la audiență, care pare mult mai numeroasă, fiind deja al doilea eveniment și foarte interactivă cu întrebările. Așa că o să revin mai târziu la întrebările pentru fondatori din partea noastră a lui Seedblink și, uite, întrebări pentru OncoChain, care deja au fost răspunse de Madalin, dar cred că una dintre ele merită să fie spuse, răspicat și live. Și primul dintre ele la care aș vrea să răspund din nou, Madalin, cum monetizezi datele pe care le acumulează OncoChain? Da, practic, printr-un abonament lunar plătit de companiile farmaceutice cu portofoliu de molecule oncologice. Practic, marea majoritate a companiilor oncologice, a companiilor farmaceutice mari au acest portofoliu de oncologie. Okay, și la nivel ar fi acces la aceste date, anonimizat, agregat, ar cumva nici nu interesează, de fapt. O să vadă cum evoluează piața. Sunt foarte, foarte multe avantaje înainte de a pune molecule pe piață și după ce moleculele sunt puse pe piață. Și cam la ce nivel de abonament și-ar permite aceste companii? Da, vorbim undeva la 5.000 de euro. Un abonament corporate pentru o companie farmaceutică în România care
5.000 de euro? Pres major în zona asta. Lunar, 5.000 de euro lunar. Lunar, ok. Da. Și era și întrebarea colaterală cu spitalele de stat, cum, dacă poți monetiza și de la ea. Da, este vorba de achiziție directă, ceea ce și facem deja. Achiziție directă pentru software dedicat secției de oncologie. Dar este o sumă mică, într-adevăr, câteva sute de ron. Managerul poate să facă lucrul acesta. Interesul nostru la, în acest parteneriat cu companii, cu spitalele de stat, nu este de a lua foarte mult de la ei. Este mai mult în colecția de date și creșterea platformei și feedback din partea lor și co-creație în această fază. Ok. Iar cei 18 early adopters pe care ai deja în platformă, ce profil au? Au profil, sunt medici oncologi și radioterapeuți foarte interesați de cercetarea clinică, care mulți dintre ei sunt și recrutori în trialurile clinice și au trialuri în desfășurare cu pacienți și sunt foarte interesați de tool-uri care să-i ajute în managementul pacienților în zona asta de cercetare. Uh-huh. Deci okay. Sunt early adapters foarte interesați de cercetarea clinică. Ok. Dar acești early adapters au și cei mai mulți pacienți, cumva se suprapune calitatea actului medical, cel puțin în oncologie, poate în alte specialități nu este chiar atât directă, calitatea actului medical și numărul mare de pacienți al anumitor doctori se suprapune cumva cu skill-urile lor de cercetare. Uh-huh. Ok. Și o întrebare mai tehnică legată de durata implementării, dezvoltării softului, la care ai răspuns destul de tehnic, dar așa ca overview, dacă poți să dai un răspuns succint. Da, este o dezvoltare continuă, pentru că tot timpul apar protocoale noi, noi clasificări, noi molecule care trebuie introduse, se schimbă regimenurile în funcție de datele de cercetare noi apărute. Deci dezvoltarea este continuă, nu se va termina niciodată. Pentru a ajunge la viziunea noastră, ne trebuie cam 18 luni. Ce am lucrat deja, avem EHR-ul pentru 4 cancere. Este live, dar desigur, de aceea avem nevoie de finanțare, să extindem funcționalitățile, să acoperim toate cancerele și să oricum acoperim ca număr de ca procent de pacienți 67%. Dar okay. Sunt acele cancere rare care poate au valoare mult mai mare, colecția datelor la cele cancere rare este mult mai valoroasă pe caz colectat și vrem să mergem și în această zonă și să folosim și să oferim și mai multe avantaje pentru spitale și user și de aceea avem nevoie și de finanțare să ajungem la viziunea pe care avem. Ok. O luăm tot în ordinea apariției. Bogdan, da, utilizatorii pe care, clienții pe care aveți la API-ari, din ce zone, din ce țări? Da, noi avem utilizatori din întreaga lume, dar marea majoritate a lor vin din Europa, inclusiv Rusia, bineînțeles, America de Sud și America de Nord. Bineînțeles, avem clienți și din Australia, Africa de Sud. Strategia noastră a fost mai întâi axată pe Europa și pe America de Nord și vrem să continuăm cu aceste piețe în momentul în care lucrurile, vom hotărâ că lucrurile vor fi destul de bune pe aceste piețe, ne vom duce și spre alte piețe, cum ar fi America de Sud, India, China. Sunt foarte multe lucruri pe care încă trebuie să le mai aflăm referitor la aceste piețe și abordarea noastră este pas cu pas. Dar din câte am povestit noi înainte, de-a lungul procesului de listare sau de pregătirea listării, spuneai că este cea mai populară aplicație din punct de vedere al numărului de utilizatori. Din punct de vedere al numărului de utilizatori, este pe departe cea mai completă și mai complexă platformă pentru apicultori. Din punctul meu de vedere, un merit îl avem, bineînțeles, și noi ca și echipă, pentru că am făcut până la urmă un lucru care s-a dovedit a fi foarte bun. Dar și comunitatea a venit foarte mult spre noi. Noi deja am incorporat foarte mult feedback de la foarte mulți apicultori și, practic, am răspuns unei nevoi reale. Acest lucru s-a și văzut. Noi nu am avut un buget de promovare foarte mare până acum și pot să spun că la aceste cifre am ajuns mai mult, să spunem, organic. Da? Vrem
De aceea suntem și aici, avem nevoie de bani ca să accelerăm, vrem, bineînțeles, să angajăm noi talente în echipa noastră, vrem să ne mărim eforturile de marketing, pentru că vrem să accelerăm, vrem să ajungem la cât mai mulți apicultori care să înceapă să folosească aplicația noastră. Noi mergem pe un model freemium, practic, un utilizator poate să folosească aplicația gratuit pentru o stupină și un număr de stupi minim. De la un anumit număr de stupi deja ne adresăm altui segment de apicultori și atunci cerem un abonament lunar. Mai oferim și soluții cheie pentru companii apicole care doresc, să spunem, un software mai orientat pe procesele lor tehnologice. Oferim, pentru că suntem foarte nișați, oferim și și posibilitatea ca și companiile din această industrie să-și facă publicitatea. Avem API Ads, practic, o companie poate, similar Google Ads sau Facebook Ads, să-și facă publicitate și să ajungă foarte ușor cu mesajul de promovare către apicultori care sunt activi și folosesc aplicația noastră în fiecare zi. Ok. Uite, am o întrebare năstrușnică de la colega mea de la marketing și comunicare și ca să fac trecerea către Florin. Florin, ce influencer ai recomandat pentru campania Apiary? Foarte bună întrebarea. Clienții vin la noi și folosesc platforma pentru a face un research. Ca în orice abordare de marketing, research-ul este primul pas pe care îl faci. Până acum era foarte greu să faci research. În primul rând veneai cu idei, ziceai, aș lucra cu Smiley sau nu știu, aș lucra cu Andreea Bălan sau poate cu Tequila sau poate cu Shelly. Dar nu aveai argumentele necesare și dura foarte mult, undeva din experiența noastră, câteva săptămâni pentru un influencer. Acum, în platformă, ai acces din 3 link-uri la niște profiluri, așa ca pe LinkedIn, în care ai practic tot ce ai nevoie despre acel influencer, de la date publice, desigur, pe care ai putea să le găsești și singur, până la date private pe care ne-a dat influencerul sau managerul lui, statistici și chiar date auditate de către Hype Auditor, care este partenerul nostru, este cea mai mare companie de auditare de social media din Statele Unite ale Americii și noi avem acest parteneriat unic pentru influencerii din baza noastră de date. Deci, pe scurt, orice client care vine, intră în platformă și are acces în câteva clicuri și cu un motor de căutare acolo la informații despre alea despre care vă povesteam eu, alea 210.000. Ne trimiți la aplicație, nu știi ce influencer ar putea prinde la apicultori. Sigur că aș putea să vă zic asta, dar toată ideea acestei aplicații este să empower, să ajute clienții să-și facă singuri research-ul și apoi să găsească influencerii care lor li s-ar potrivi, să-i contacteze și să implementeze campanii. E un lucru care vreau să-l spun pentru că este un model de business și un model de nou în piața românească și undeva în regiune. Această platformă este una de facilitare. Noi nu suntem intermediari și cineva întreba pe Q&A ce campanii am implementat, ce campanii am făcut. Exact. Vreau să preluăm întrebarea. Da, da. Mirela mă întreabă câteva exemple de campanii susținute de platformă. Platforma nu face campanii. O să vă dau exemple. Dar ce vreau să subliniez este că în platformă clienții fac campanii cu influencerii în mod direct. Așa cum atunci când te sui în Uber folosești softul Uber pentru a găsi un șofer și pentru a-ți face treaba, pentru a ajunge unde vrei să ajungi, dar până la urmă de plătit, de negociat, de feedback, de absolut tot, o faci direct cu șoferul, la fel și în mock-up. În mock-up găsești influencerii și apoi discuți direct cu ei, faci contractele direct cu ei, implementezi campaniile direct cu ei. Ăsta e motivul pentru care noi credem foarte mult în scalare. Dacă o agenție sau o companie poate să facă 2, 3, 5, 10 campanii cu influencer pe zi, câte poate să facă?
mai ales că 93% din companiile din, din Europa fac campanii cu influenceri în mod constant, deci practic toată lumea face campanii cu influenceri, vă dați seama că la un moment dat nu se poate scala efortul uman. Și atunci noi, ăsta este pariul nostru. O platformă care digitalizează, automatizează și ajută clienții, companiile, agențiile, magazinele online să lucreze ei înșiși cu influencerii și le dă tool-urile necesare pentru a lucra cu acești influenceri și a tăia toți intermediarii. Pentru că în platforma noastră nu există niciun intermediar, toți influencerii sunt ei și sunt aduși acolo de către, de către echipa noastră să lucreze cu clienții. Cumva ai atins și răspunsul la două întrebări care sunt cam în același ton. Ce vă de, care e concurența și ce vă diferențiază și care e avantajul mock-up față de contactarea directă a unui influencer de către un potențial client? Foarte bune, foarte bune întrebările. Practic, noi ce am descoperit? Noi am descoperit o piață nouă, un blue ocean, cum se spune. Automatizăm procesele de marketing, mai exact colaborarea cu influencerii. Până acum, aceleași oferta se întâlnea ori pe e-mail, ori pe telefon, ori pe messenger, da? Sau se întâlneau la evenimente și așa mai departe. În momentul de față, sunt atât de multe cereri de campanii cu influencer și atât de mulți influencer care ar putea să lucreze, încât este imposibil să ai rezultate într-adevăr scalabile, mai ales dacă vrei să faci campanii și trebuie să faci campanii cât mai des, încât există această, da, acest blue ocean pe care l-am descoperit. Ne-am dat seama că toată lumea vrea să lucreze cu toată lumea. Fie că ești agenție sau companie sau brand mic sau brand mare, pe de-o parte, fie că ești actor, blogger, vedetă, artist, eu știu, un specialist de nișă sau manager de asemenea influencer, este foarte complicat să vă găsiți unii pe ceilalți. Și dacă îmi dai voie, Andrei, mock-up este un seed blink care pune la un loc, care pune la un loc clienții și influencerii. La fel ca seed blink, care are mare viitor și voi ați primit deja o prima investiție foarte mare în vară, la fel ca seed blink, mock-up este o platformă care pune cererea și oferta la un singur loc. Care e diferențierea față de concurență? Concurența este destul de mică în momentul de față. În România mai există o platformă de automatizare a campaniilor de marketing, dar nu are focus pe influencer marketing. Și atât. Restul ar fi concurența care nu este exact pe nișa noastră. Sigur că poți să faci campanii în continuare dând un mesaj lui Andreea Bălan sau Techilei sau lui lui Maria Zvâncă, dacă vrei, în zona aia, în nișa respectivă, sau lui Chinezu, sau și așa mai departe. Dar rostești când ai nume de făcut... cam necunoscute pentru comunitatea noastră de investitori. Chinezu, cine e Chinezu? Ok, Chinezu e între cei mai vechi blogger și specialiști de marketing din România. Opa, scuze. Nu, dar eu știu de ce dau nume? Pentru a arăta că, de fapt, oferta este foarte diversă. Fie că ești o platformă de crowdfunding și cauți antreprenori, investitori, top management. Fie că ești un magazin care caută mame pentru a le vinde jucării pentru copii sau scutece și așa mai departe, există lideri de opinie pe toate aceste nișe. Iar în mock-up avem peste 30 de nișe, de la fashion, parenting, comedy, music, marketing, food, cooking, automoto și așa mai departe. Cred că aici ai atins și răspunsul la întrebarea dacă e relevant pentru vânzare către B2B IMM-uri. Sigur că da. Acum, încă o dată, toată lumea face campanii cu influencer marketing în Europa și din ce în ce mai mult și în România. De ce se fac campaniile cu influencer? Pentru că au succes. Pentru că e foarte greu să ajungi, în momentul de față, la comunitățile de oameni, acolo unde este publicul tău target. Ai bani să iei publicitate la TV? Majoritatea nu avem bani ăștia. Ascultă lumea radio? E scump acolo și nu știu cum să abordez. Presa scrisă nu mai există. Banere? Puh, toată lumea dă ad block. În schimb, dacă Buhnici spune că noul Samsung este bun din XYZ motive, multă lume se va gândi,
băi, Buhnic e un expert, vorbește de ani de zile despre gadgeturi. El a testat toate gadgeturile. Cred că e un telefon bun. Dacă Jamila, care are peste 1 milion de followeri pe YouTube, povestește despre un ulei nou sau despre o maioneză nouă care a apărut, sunt mari șanse ca mii de oameni, dacă nu zeci de mii de oameni, să spună, băi, Jamila se pricepe, domne. Dacă ea a spus că maioneza aia e bună, vom face asta. Și în felul ăsta ajungi la oameni care sunt foarte interesați de mesajul pe care tu vrei să-l transmiți. Nu de reclama ta, ci de recomandare, de informare și chiar de educație. Multe branduri folosesc influencerii pentru a-și educa publicul target, iar știi și tu că un public care este educat va deveni foarte ușor un client al tău. Da. Florin, fiecare dintre voi de fapt vorbiți cu mare pasiune despre ceea ce faceți și asta ne-a dus împreună la Seedblink. Mai am o întrebare de la cineva care pare foarte cunoscător al domeniului. Care e diferența între voi și Tu Performant? Tu Performant este o platformă extraordinară de affiliate marketing. Ei au o experiență foarte lungă. Și acum un an și ceva au pornit și această secțiune de influencer marketing. Eu cred că este loc pe piață, mai ales că ei s-au specializat foarte mult pe zona de nano, micro-influencer, undeva blogger, unde erau ei specialiști, unde sunt specialiști în continuare pe affiliate. Noi avem foarte multe label-uri, case de discuri, manageri, influencer mari, foarte cunoscuți și cred eu că o altfel de abordare pe care va trebui să o dovedim în timp, că suntem diferiți. Nu prididesc întrebările și n-aș vrea să, cu permisiunea audienței, o să decalăm un pic față de ora inițială, probabil că o să decalăm cu 5 minute. Florin, pare un business local ce descrii tu despre Mockup. Cum o să scalați? Cum Flavius, puteți deveni relevanți internațional? E foarte bună întrebarea ta. Este probabil vina mea de pare un business local. Dimpotrivă, de când am plecat la drum în noiembrie anul trecut, am pregătit platforma pentru extindere minim în zona europeană. Cum am făcut asta? Toată platforma este în limba engleză, este aliniată la standardele publicității în limba engleză, anglosaxonie. Contractele sunt aliniate legislației europene. Practic, orice client din Uniunea Europeană poate lucra cu orice influencer din lume pe platforma Mockup. Deja avem câțiva clienți din Polonia, Ungaria și Cehia care testează platforma și de asemenea este aliniată GDPR-ului și tuturor măsurilor de confidențialitate care vin odată cu GDPR-ul. Deci este o platformă care în acest moment poate fi accesată de orice client european în primul rând, cu influencer din România și Republica Moldova și alte 5 țări. Și mai aveam o altă întrebare, nu mai putem prelua, din păcate, pentru Mădălin, dacă aplicația o construiește română sau engleză, sau și. Apropo de internaționalizare. Este în engleză. Toți termenii sunt în engleză pentru că, în primul rând, sunt foarte similari și în română și userii știu termenii în engleză. Ok. Deci e pregătită pentru internaționalizare. Asta era. Da, exact. De la început am făcut asta, am folosit asta. Okay. De fi ușor să... Eu, din păcate, întrebările pe care le pregătisem pentru voi, n-am să le mai adresez, le păstrez pentru următorii invitați. Mă bucură interacțiunea. Mi le zici în privat. Ca și că nu le-aș fi știut. Le-ați fi știut. Dar a fost mult mai natural și foarte bucuros sunt că am avut o astfel de interacțiune cu audiența. N-aș încheia totuși până nu vă adresez o ultima întrebare fiecare dintre voi și facem din nou un tur de opinie în aceeași sau poate în ordine inversă de data asta, hai să mai schimbăm un mesaj important pe care îl aveți fiecare dintre voi, să vă încadrați, vă rog, într-un minut maxim două, dacă nu o să sun clopoțelul, un mesaj important pentru investitorii pe care îi convinge să fie alături de povestea voastră. Florin. Mă auziți? Iasă. Da. Da. Bun. Aveți oportunitatea să intrați timpuriu într-o industrie despre care toată lumea vorbește. Este vorba despre influencer marketing. Deci aveți oportunitatea să investiți într-un business care se adresează unei piețe imense.
mock-up fiind un tool de digitalizare, iar acum, mai ales în timpul pandemiei, toată lumea investește în digitalizare. Piața europeană o să ajungă în următorii 2 ani la 350 de milioane, cam așa este estimată, de euro, iar piața internațională va fi undeva la 18 miliarde. Asta înseamnă o dublare a pieței în doar 2 ani. Este o evoluție care nu prea se întâmplă în alte industrii și este legată de creșterea social media, este legată de creșterea digitalizării și nevoii de digitalizare și este legată de creșterea business-urilor în general, care se bazează toată lumea pe marketing. Super, mulțumim! Trecem la apicultor și la Bogdan. Da. Pentru mine și pentru echipa APR Book a fost o aventură formidabilă până acum. Practic, dacă vreți, am făcut eforturi susținute. Lucrurile acestea s-au văzut în rezultatele pe care le-am obținut. Repet, suntem cea mai apreciată și folosită aplicație de apicultori din întreaga lume. Dorim să o ținem tot așa, vrem să accelerăm, vrem să ajungem la cât mai mulți apicultori. Invit toți investitorii care vor să facă parte din această aventură, care are, bineînțeles, și o componentă social și environment, să fie alături de noi. Sigur, ne așteaptă lucruri mari. Sunt încrezător că vom continua și nu am niciun dubiu că vom reuși să facem ceva și pentru planeta noastră într-un fel sau altul. Super. Și odată cu voi aș menționa că deschidem și o verticală de agritech la Seedlink. Veți fi deschizător de drum. Doamne ajută. Din punctul meu de vedere, din punctul meu de vedere, verticala de agritech începe să crească în România. Sunt alături de toți cei care vor să înceapă o astfel de aventură. Mulțumim, Bogdan. Și la Fleur de Far și cu Florin, la mock-up, și ei deschid un drum nou. Și nu în cele din urmă, Madalin, ce mesaj e pentru investitorii care vor să fie parte din povestea OncoChain? Este viziunea noastră care ne-a și motivat să plecăm în acest drum, să luptăm împotriva cancerului, să colectăm date viabile, să avem această resursă pentru a putea lupta eficient cu această boală. În 5 ani vrem să fim compania reper din Europa de Est în ceea ce privește colecția de date real world în oncologie. Din păcate, marketul va crește enorm în următorii ani. Numărul de pacienți oncologici va crește. Toate estimările sunt în acest sens. Pipeline-ul de droguri oncologice este din ce în ce mai mare. Combinațiile posibile între molecule cresc exponențial. Este un loc, tot așa, o oportunitate să intre destul de early într-o companie care are posibilitatea de a crește enorm. Echipa, cred că este un asset important al nostru. Avem această combinație perfectă între medici, IT și oameni de business. Și evoluția noastră de până acum, am plecat de la o schemă pe tablă, într-un batch, într-un spital, și am ajuns să discutăm cu cei mai importanți executivi pharma din întreaga lume și tot acest feedback care l-am primit din partea utilizatorilor. Și cred că am evoluat enorm și trecutul e cel mai bun prognostic pentru viitor. Super, mulțumim, Madalin. La fel cum puncta și Bogdan și voi, clar, aplicația voastră are un social impact extraordinar cu ceea ce construiți. Acestea fiind zise, am depășit și ne scuzați pentru cele 5 minute decalate față de orarul inițial, dar eu m-am simțit foarte bine alături de interlocutorii de astăzi, la fel cum mă simt de fiecare dată alături de fondatorii a căror pasiune se așa transpiră prin toți porii, chiar și prin Zoom transpiră această pasiune.
Și vă invităm să urmăriți îndeaproape listările celor trei companii. They are coming soon, în ordinea pe care v-am prezentat-o inițial. Pe de altă parte, aș menționa și că avem mai multe campanii active. Am ales varianta în care, așa cum spunea presa la un moment dat, suntem cu motoarele foarte turate și în felul ăsta investitorii au de ales între mai multe verticale, mai multe companii, mai multe tipuri de fondatori. Pot să aleagă chiar mai mulți. Vă mulțumim încă o dată că faceți parte din comunitatea Seedblink și vă ținem aproape. Mulțumim frumos și să avem cu toți o seară bună. Vă trimitem adrese de e-mail, am uitat să menționez. Mă apostrovează colega mea de la marketing. Cei care au participat la webinarul de astăzi vor primi un follow-up message în care vor primi și adrese de e-mail ale celor trei fondatori, poate pentru o interacțiune directă ulterioară. O seară bună!